Bună ziua, sunt pe la canalul de apă caldă de la Cernavodă. Pot să vă dau și pe dacă vreți. Nu trebuie publicitate. Nu vă trebuie publicitate. Da. Am un domn pescar aici care a prins novaci la fulete, nu? Da. Și muruna și tot. Și muruna și tot la fulete. Da. O, ce frumos. Ăsta se apropie de chil, așa. Da, om, 900 de grame. Păcat cine să trăiască. Uite ce gură mare are ăsta. De fapt nu-i novac, ăsta e sânger. E sânger, e ăla cu capul mic, îl vezi? Da. Deci la alte momente nu trage? Nu. Sângerul ăsta? Nu. Cu fuletele? Da, cu fulete. Dar are pretenții cu miere cu ăsta? Da, astea cu miere, da. La aia micuț i-ați dat? Da. Galben de acolo? Da. Și ce nu mi-a tras, dar mi-a tras astele, că sunt prea finuțe. A, ați dat la alea negre care ziceați mi-ați dat? Da, la alea, prin alea, dar la astea le-am prins. Dar prea iute, am dat drumul la frâne, da. Liderul ăsta până pleacă... V-a mai tras, nu? Să frâneze. V-a mai tras? Da. Ăștia mari. Sunt mari. 700-800 de grame cât are. Dar ce fel de trăsătură are? A, tot pe vârf. Dă puternic ea. Asta e sensibilă, feeder, e sensibil. Bine, e un feeder special, e cu Kevlar, e armată, e un feeder. Bine, numai e coada ei, eu i-am modificat. Asta am avut și eu, uitați, în X. Păi asta e armată cu Kevlar. Da, eu i-am schimbat mânările, că mânările ei sunt așa, mânerui, efectiv, e mai grea decât toată asta. Da. Și atunci am luat niște lansete proaste, am făcut un aluminiu aici care intră în aia, dar nu dați departe, nu? Nu. Cu ăștia am dat mic. Cu fulez ăștia. Dar sunt micuți. Da. Astea sunt de miere. Ăștia sunt mici. De miere, da. Și i-am mai dat pe jos, trebuie, i-am adunat pe jos. Și nu-i mai băgați un viermișor în cap, cum mai bagă unii? Nu mai bag nimic, că nu-i mai bag la vierm, nu vrea. Nu, n-a vrut la vierm. N-a vrut la vierm. Păi e frumos ăsta. Și până la ce dimensiune ajunge sângerul ăsta? E și mare. Unde e sângerul? Nu știu. Spune spune de Novac. Ajunge 34 de kilo. Dar Novacul nu v-a tras la asta, nu? Nu prea e Novac aici, e sângerul ăsta, asta are capul mic, Novacul are capul mare. Și cel mai mare sânger aici la cât la? Păi uite tot așa, în primăvară am luat 17 de kilo. Dar lăsați pe fund, doamne, nu? E pe fund, momela. Da, e pe fund. Astăzi cu feeder-ul. Cu coșulețul de feeder. Nu e chiar coșuleț de feeder. Dar trebuie să fie pufletele lângă momela. Asta e o multură care dau la baltă. Eu zic că elicopter are 4 ace, 2 sus, 2 jos, între ele are un momitor. Am înțeles. Că m-a disperat ăla de lângă mine, nu știam ce să-i mai fac și până la urmă am pus monturi de-astea. Da. O să mă duc și o să dau la... Să mai încerc avatul. Să dau niște bilete la băieță. Pentru că bate vânt. Acolo pe curba e mai ferit. Pe curba jos, la intrare în Dunăre. Da, dar nu mai e aici. O să prindem măruna și o să fac o fir și cu... Domne, că au prins băieții mei că sunt Google Pop. Uite, dacă îi vrei să-i vezi, fii atent aici, ceea ce spun, asta e o informație. Vii pe seară când dă să întunece, ai să-i vezi vis-a-vis că vin unii, aia sunt schimbul 2. Așa. Cu undițile cu starleți, să-i vezi cum prin 3-4 kg de morunaj vis-a-vis la undiță. Și la ora 9, te duc acasă. Deci îi dau pe întuneric. Da, domne. Domne, să știi că totdeauna, exact cum ești dumneata localnic într-o zonă, așa sunt ei aici. Ei au informația, vorbesc, zice, vezi că am prins aseară de la ora D, la ora D, la păi, râme, știi, la viem, la... Obletele la noi la musculiță, când trăge el ăla mare și e electric, când plecau pescari, când începea să murgească, până la 12 noapte l-au. Și lumea a plecat, doamne, nu mai trebuie. Și zice, du ziua, atras, n-a atras, domnule. Păi nu, mă, dar care a stat lângă Olgata, uite acolo,